Salutare nocivanilor și bine v-am găsit la un nou joc. Jocul se numește Death Park și nu mai știu cum. Ideea este că tot așa un fel de clovn ne vânează și noi nu știu ce trebuie să facem, vom afla împreună. Este prima dată când intru pe joc alături de voi, n-am mai intrat, sunt chiar acum pe live pe canalul Nocivanu și cei de pe live pot vedea că până acum n-am jucat jocul, doar ce l-am instalat și sunt super, super curios ce se întâmplă în acest parc. Un parc din ăla de distracții, dar bântuit. Acum, dacă o să vă placă jocul, vreau să vă susțin Reblană și o să apară episoade cât mai dese. Nu uitați să vă abonați și pe canalul Ratonașii, acolo postez împreună cu Lavinia Minecraft Roblox. Iar pe canalul Nocivanu ne vedem de luni până vineri la ora 7 seara live. Și acolo pe Nocivanu filmăm toate clipurile care apar peste tot. Acestea fiind spuse, hai să dăm new game. English, quality low, totuși aș vrea un medium, măcar. Dificultatea easy, ok. Hai să vedem. Deci, enemy move slowly, limited file of view for enemy, bla 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 bla. Ok, 6 vieți, 3 salvări. Hai să vedem. New sneakers, nu știu ce sunt toate chestiile alea. Collect all hidden items to unlock the secret ending. Băi, nu știu ce trebuie făcut, sincer, n-am idee. Hai să vedem povestea. Ia. Sper să se miște bine, să nu se miște laggy. Doamne ajută. Hide under the bed. La fix. Ok. Avem un musafir. Salut, prietene. Nu căuta sub pat, te rog. Ai milă. Nu suntem sub pat. Nu. Ok, bun. Ăla-i. Take a key from the children's room in the bedside table. Ok, unde e asta? Unde e? Aici? Ok, am luat cheia. Picked up a children, bla bla bla. Da, am înțeles, ok. Ce chestie aia? You have found one... am găsit un item din 13. Ok, ăsta ar fi al... Nu, ăștia-s bani doar. Ce naiba scrie aici? Airy, bla bla bla, nu știu, chestii... Nu știu ce sunt alea. Pe aici nu putem deschide. My task for the week. Complete ghost level. Complete easy level. Complete normal level. Complete difficult level. Și naiba, astea sunt task-uri cumva, gen să te joci. Pe aici și a. Use the key from the children. Drag and drop the key from the inventory to the door. Pe și unde e inventarul? Ah, aici, ok. Ok. Și gata. Doar acum începe, bă. Acum mergem către Death Park. Acum începe nebunia. Uite acolo train, acolo e un tren ceva. Tichete, de aici luăm tichete. Hai că vreau să iau tichete. Chiar am luat tichet pe bune. A, deci am... Am luat un tichet pentru tren. Ia uite-l pe nebun. Iotel. If you don't know what to do next, just use a hint. Păi, normal că nu știu, dar nu vreau să use a hint. Use a ticket in the train. Na bine, mersi. Va merge la tren aici. Nu, trenul e încolo. Păi și? A, pe aici se urcă? Pe unde se urcă, frate? A, uite, train. Ok. Train în stânga. Aici e trenul. Și nu spune că trebuie să folosesc tichetul aici. Come on! Păi și? Păi nu prea înțeleg. Opa. Ah, gata, ia. Uite-mă pe mine, ia uite-mă. Am dat drumul la tren. Ah, și am deblocat ceva? Nu, am făcut rost de lemne. Ok. Rate us. Later. Launch the train. Ok, deci am, cu ajutorul trenului... Am distrus acolo, o mers în direcția asta, nu? Și acum probabil putem lua lemnele pe care să le folosim ulterior pe cine știe naiba unde. Da. Perfect, am luat toate lemnele. Băi, n-am lăsat nimic în urmă. Foarte interesant jocul. Ok. Hai să vedem. Nu putem intra, bineînțeles. Do you need a hint? Da, deci avem nevoie de ajutor, băi. Dar ne descurcăm și singuri.
Ce naiba e aici? Ce-i grozăvie asta? Uite, am mai găsit ceva. Două din trei. Ok. Din 13, am zis două din trei. Boat. Hai să mergem la barcă, bă. Ne ajută cu ceva barcă? Aici suntem în cort, înainte de barcă. Poate putem intra în cortul ăsta. Hai, mă. Aici ar fi fain să fie un câine. For food. Păi și? I think this is for feeding the dog. Wow, nu mi se spune. Unde-i, mă, câinele? Că I'm afraid to the dog. Not going further. Ok, deci trebuie cumva să-i dăm de mâncare câinelui, probabil. Ah, uite la cor... Ba nu, mi s-a părut. Aici ce-i, mă? Oh, punguța cu bănuții. Mă, înăuntru-i câinele. Trebuie să avem mare grijă. Aici scrie 1. Țineți minte, 1. Probabil trebuie să băgăm pe vreundeva vreun cod. Tot timpul e așa. Ok. Bam, 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 mașinițele pe aici. Oricum, mai mult, ăsta e un episod în care învățăm, după care, probabil, dacă pierdem... Opa, iotel pe clovn. Ce zice clovnul, frate? Eu sunt curios ce se întâmplă când ne prinde odată. Sunteți curioși? Hai să încercăm să lăsăm odată. Să testăm așa pe primul episod. De unde s-o fi dus? Mă, e mare, bă, parcul ăsta. Fii cu minte că n-am nicio șansă. Ia. Hai că nu m-am speriat un pic așa. Da, ce-a fost asta? Nu mai vreau să mă prind odată. Și acum iar trebuie să fac aceeași chestie. Nu pot să deschid ușa. Ok. Dar vreau să mă mai prind odată. Ca să am și eu o poză de thumbnail. Îți dai seama că-s masochist? Vreau să mă tot prindă? Faza e că, uite, dacă cauți destul de bine, găsești de mult, destul de mult bănuți. Destul de mult. Mulți bănuți, nu mai știu să vorbesc. Mi-a dat panică, clovnul. Dar unde o fi el acum? Mergem chiar aici, în mijloc? În căutarea clovnului. Hopa. Ce-am găsit? Took a slide. Ce naiba e asta? Ok, putem intra pe aici? Bineînțeles că nu. La ce te așteptai, nocivule? Bineînțeles că nu este atât de ușor. Hopa, I can't walk. Oh, bine, mă. Știe nocivanul ce știe. Took a bottle of water. Of water. Ok, nice. Profesionist. Pe unde o fi clovnul? Asta ce-i? Nici măcar nu pot să o iau. Deci nu este importantă. Aici ce mai avem? Save game. Trebuie să salvezi, bă. Ei, lasă că mai bine învățăm de data asta pe episod și pe episodul următor jucăm ca lumea. Ok? Facem progres ca lumea mai mult. Vreau să experimentez. Că așa e de fiecare dată pe un joc. Trebuie să înveți că altfel ești gherlă. Pe aici nu mai putem intra. Dar eu sunt curios, unde stă el tot timpul? Unde-i bârlogul lui? Pentru că noi l-am văzut câteva secunde. Din cauza faptului că el a ieșit din bârlog, dar... Întrebarea mea este, unde stă el în majoritatea timpului? De exemplu, acum nu-i pe aici. Unde naiba îi? Va trebui să facem cumva niște gălăgie, să-l scoatem afară, să-l vedem noi la chip. Unde ești? Clovnule! Mamă, aici ciupercă din aia. M-am dat și eu pe chestii din astea când eram mic. V-ați dat? Clovnule! Unde ești, băiatule? Hopa! Iute unde stăteau bănuții, bă. A, uite, mă pot lăsa jos. Nice! Și acum să vine să mă sperie cum ar fi. Nu pot să țin să iau bănuții. Vreau bănuții. Bă, nu pot să iau bănuții, mă. De mai bine fac așa. Și când apare, frate, cât de greu e să iei. Unde neva trebuie să țin? Aici.
Command. Și efectiv stă... Gata, gata, i-am luat. O milisecundă stătea semnul să pot să iau. Ce naiba e în neregulă cu jocul ăsta? Da, păi aparent clovnul nu este de găsit. Apare când te aștepți mai puțin, să înțeleg. Hai să mai căutăm prin lucrurile lui. Nu cred că o să fie prea fericit și așa probabil că se va arăta el, nu? Asta ar fi tehnica mea să-l atrag la lumină. Clovnu! Faza e că e atât de mare toată zona asta, încât e imposibil probabil și pentru... Uite-l! Nu! Come on! Băi frate, te prinde într-o secundă. Am apucat și eu să fac o poză pentru thumbnail. Ok, mai am doar 4. Știi ce? Hai să încercăm să mai facem câte ceva. Faza e că trebuie să mă documentez puțin legat de joc. Cu siguranță sunt multe lucruri pe care eu încă nu înțeleg cum să le fac. Spre exemplu, am chestia asta. Nu știu la ce mă ajută. Am iar asta la altă. Trebuie fiecare dintre iteme să-ți folosească la ceva. Iar la un moment dat, să găsești toate cele 13 iteme și cred că așa se termină jocul. Aici probabil trebuie să tragi la țintă, cred. Dar nu știu de unde iau chestii. Arme gen. Și probabil dacă nimerești acolo, ți se deblochează altceva. La un moment dat putem intra aici sau poate chiar putem cu chestia asta. Oare? De ce e un desen acolo? Eu numai acum îl văd. Pot să-l iau? A, aici trebuie să băgăm noi codul. I don't know the code. Păi, parcă știu 1. Știu că trebuie să pun cifra 1. Doar atât am idee momentan. Măi, ne plimbăm tot aiurea pe aici. Știi ce? Mai bine data viitoare, când ne apucăm, să știu totul pas cu pas ce trebuie făcut. Și va fi cu totul și cu totul altceva. Așa, probabil, sigur, sunt locuri... Uite, de exemplu, nici măcar nu știu cum naiba să intru la câini acolo. Aici scrie 1. Bun, dacă voi aveți habar, idei, vă rog să-mi spuneți și mie ce trebuie făcut. Oricum, o să mă apuc eu să caut, să mă informez. Să sperăm că nu apare acum clovnul de nicăieri, să ne sperie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați de un like, un share, un subscribe. Și foarte important să vă spuneți părerea acolo în comentarii, să mă ajutați, să-mi dați sugestii, sfaturi. Iar de episodul următor, dacă vreți să începem o serie blană, o să mă documentez și probabil filmez direct 2-3 episoade, să gat jocul și episoadele vor apărea așa pe rând. Dacă vreți, haideți și voi pe live-uri pe canalul Nocivanu, de luni până vineri la ora 7 seara, aici și ne vedem live și aici aveți acces practic să vedeți episoadele înaintea tuturor. Și mai abonați-vă și pe Ratonașii, rămân fără voce. Ratonașii.insta este Instagram-ul dacă vreți să fiți ținuți la curent. Și cam aia este. Toate cele bune, vă salut cu respect, pa, pa!